Salutare! Astăzi ne revedem pentru un review de smartphone cu un nou model. Rămâi cu mine până la final și o să vezi despre ce model este vorba, dar cel mai important este că fix în acest moment filmez cu el și folosesc camera de pe față. Nu am o lavalieră, deci tot ceea ce auzi este cu microfonul acestui model incorporat și vreau să-mi lași în comentarii să spui cât de bine se aude, cât de bine ți se pare că se vede cu această cameră de pe față. Nu o să mă mai lungesc foarte mult, am să te iau cam de butonul de subscribe pe care îl găsești chiar aici, apasă și butonul de like, iar eu am să încep prezentarea pe care am pregătit-o pentru tine. Sper să-ți placă ceea ce am reușit eu să expun acolo și orice întrebare ai cu privire la acest model, mai jos în comentarii. Pentru astăzi avem un OnePlus Nord 3 5G, și așa arată meniul. Oarecum un Android pur, e foarte simplificat. Avre un Oxygen OS ca majoritatea celorlalte modele de la OnePlus și se mișcă destul de ok. Eu l-am de vreo 4-5 zile. Avem 16 GB de RAM cu o extensie însă personal nu i-am văzut nevoia să aibă nevoie de mai multă putere RAM. Eu îl folosesc ca un al doilea telefon, dar având în vedere că l-am în teste, am încercat să-l supra cât se poate de mult și pe partea de browsing și prin alte aplicații și se mișcă destul, destul de bine. La acest model avem o variantă de stocare de 256 de giga, Ocupă ceva sistemul de operare, mă așteptam să fie puțin mai, mai mic, dar se pare că versiunea asta de Android 13 pe care o are ocupă ceva memorie. Din modul cum apreciez eu că se mișcă telefonul, sunt relativ mulțumit. Aplicația de cameră este cât se poate de simplificată și o să vedeți am să postez pe contul de Instagram fotografii pe care o să le fac când mai multe ipostaze. Nu pot să zic că are cea mai bună stabilizare, deci la acest capitol încă o să mai testez, dar cred că na, pentru un telefon de buget, să zicem așa, este rezonabil, dar sunt alte modele, desigur, cu o stabilizare mult mai bună. Dar la capitolul ăsta pot spune că e pe acolo. Așa cum am zis, o să postez pe contul de Instagram fotografii pe care am să le fac cu el în următoarea perioadă, astfel încât să vedeți în mai multe ipostaze cum se, cum se descurcă. Are și un profil de AI, rezoluție până la 4K, poate să filmeze cu camera de pe spate, camera principală și asta este, asta este un lucru foarte bun. Avem aici și câteva presetări, să zic așa, care pot, pot face viața mai ușoară atunci când vrei să faci producție video cu, cu acest telefon. Are un 2X până la extra HD. Pentru poze, v-am zis, o să revin pe Instagram cu mai multe filmulețe, am să mai fac și niște alte videoclipuri. O chestie foarte interesantă și foarte potrivită pentru cei care fac TikTok-uri este acest mod de dual camera, Nu am mai văzut și la alte modele, dar mie mi se pare foarte util atunci când vrei să-ți înregistrezi un video și nu vrei să folosești aplicația noară, TikTok sau YouTube Shorts și mi se pare foarte interesant și foarte productivă treaba asta. Are și posibilitatea de a regla F-ul pentru cine vrea să facă poze într un mod mai profesionist, ceea ce mi se pare iarăși foarte interesant. Mai are și un mod pentru cei care vor să facă vlogging sau, mă rog, producție video la o calitate mai bună, astfel încât să poți să umbli la anumite valori, să poți să ajungi la imaginea pe care tu o dorești. Iarăși mi-mi se pare o chestie foarte interesantă pentru cei care vor să folosească acest model pentru producție, pentru a crea content, pentru uh, chestii de genul ăsta. Pentru mâna mea personal, e puțin cam disproporționat, adică mi-e foarte greu câteodată să îl manevrez cu o singură mână, dar eu am mâna mică, deci nu pot, fi lua, nu pot fi luat în calcul ca un etalon pentru dimensiunile pe care le are. Suprafața display-ului este foarte generoasă, adică poți să vizualizezi Liniștit, foarte mult conținut video și chestia asta se simte și se, se vede foarte ok. Uh, luminozitatea iarăși este bunicică, am, am ieșit cu el în soare și se vede binișor, adică e ok. Finisajul este unul destul de solid, aș spune, cu un șasiu metalic foarte rezistent așa la prima vedere. Mi-a plăcut foarte mult butonul ăsta care este un switch on-off din silent vibrații și ton de apel, aduce cumva aminte de telefoanele mai vechi și de generațiile mai vechi și mi se pare foarte, foarte interesant butonul ăsta. Mă bucur că l-au păstrat pentru că uneori mai avem nevoie și de astfel de butoane ca să simțim că avem o interacțiune mai bună cu un device. Alte lucruri despre acest model am să revin și cu alte videoclipuri. Am să mai fac câteva videoclipuri puțin mai dedicate pe anumite specificații, pe anumite lucruri. O să, vă, o să fac un videoclip despre specificațiile tehnice ale acestui model, astfel încât să vă spun și vă care sunt parametrii pe care îi oferă acest model și o să mai fac un videoclip după ce voi avea o perioadă de două săptămâni de utilizare ca să vă spun cum s-a comportat în această perioadă acest model, să știți și voi cum este acest model după o perioadă de utilizare. Știți că de cele mai multe ori așa fac, vă aduc și un videoclip după ce îl utilizez și îl testez. Ei bine, cam asta a fost prezentarea pe care eu am avut-o astăzi pentru acest model de OnePlus Nord 3 5G. Din punctul meu de vedere este un device foarte echilibrat, dar cred că mai mult poți să-ți faci tu ideea din ceea ce am reușit să îți prezint în prezentarea pe care tocmai ce am finalizat-o. Și în continuare acest outro îl fac cu această cameră de pe față, microfonul integrat, nu am folosit-o la valieră pentru filmările cu acest model, Filmările pe care le-am făcut uh, pentru prezentare, acolo am avut o lavalieră, dar este important să vezi cum se descurcă acest model. Voi reveni pe viitor și cu alte videoclipuri despre acest model dar cel mai important o să fac și niște poze în anumite situații, în anumite momente ale zilei pe care o să le regăsiți pe contul de Instagram Gereș Community, să vedeți acolo cum se comportă la nivel de fotografie, ziua, noaptea, dimineața, soare, în orat. Mă rog, o să cerc să găsesc cât mai multe ipostaze ca să vă puteți face o idee despre cât de bună este camera foto în utilizarea ei de zi cu zi. Până în data viitoare, eu vă salut și vă doresc por la treabă!